Bună dimineața! În dimineața asta nici nu pot să vorbesc, mă doare foarte tare în gât. Facem sandwich-uri cu avocado și ton. Am pus ton, l-am pus cu tot cu ulei. Nu era foarte mult. 2 linguri de cremă de brânză, puțină ceapă roșie, avocado, sare, piper și lămâie. Prăjitorul nostru de pâine nu știu ce are, pentru că prăjește felinele de pâine de la cap la coadă. Prăjește, după care câteva secunde, după care sare. Trebuie să dăm din nou, nu știu de ce. Continuăm activitățile pe care v-am zis că le facem în fiecare zi și încerc dimineața cu Filip. Încerc să fac dimineața cu el, că apoi nu prea îl mai prind așa. Este și rare și răcit. Eu nu pot să iau decât paracetamol. Bine, cred că mai sunt medicamente pe care pot să le iau, dar încă mă limitez la paracetamol. Însă el și-a luat ceva de la farmacie, Bioflu, și am făcut un medicament dintre acesta fierbinte. Dă-i și lui Darius, Filip. Cine a cules-o? Eu am cules-o, dar acum să mă duc să iau să cules. Veniți cu mine. Veniți cu mine. Să bagă printre... Dar, nu știu cum te bagi tu, mama, așa, că ai să te zgâri tot. Trebuie să bagă pe aici. Mami, trebuie să mai așteptăm să se mai facă, că abia o cules-o. Trebuie să așteptăm să se mai coacă. Deja coacă? Da, pe deja coacă. Poftim. Aici au bunicii pere, caise, piersici. Cred că astea sunt caisele. Și acolo piersici, cred. Acolo e smochin, nu? Are smochine bunicu? Are de numa. Unde vezi tu care de numa? Soțul meu culege vișine. Văd că s-au copt astea de aici. Nu sunt toate așa de negre, dar astea sunt negre. Le-ai cules câteva. Vreau să iau câteva crenguțe de vișin, că vreau să pun castraveți la murat astăzi. Și vreau să pun așa cu crenguțe de vișin, dacă pot să le rup. Dimineața, bine ați revenit la o nouă zi de daily vlog. Astăzi este a doua zi, practic când postez, dar prima zi pentru mine când încep să filmez în fiecare zi.
Am venit să bag la spălat. Astăzi se anunță că nu mai plouă. Au fost două zile în care plouă foarte tare la noi și n-am mai reușit să mai spăl și s-au adunat din nou haine. Așa că vreau să bag la spălat și soțul meu culege vișine pe care vreau să le curăț și să le bag în congelator. Nu o să fac dulceață, pentru că mai avem dulceață din acum 2 ani când am făcut. Dar o să le țin la congelator. Poate facem și un chec astăzi cu vișine. Eu nu prea am mai făcut în ultimul timp, mai ales prăjituri, am făcut foarte rar. Dar dacă avem vișine, o să fac un pan dișpan cu vișine. Bun, și vreau să pun castraveți la murat. Mi-a dus soacra mea de vreo 2 zile o găleată de castraveți și nu mai vreau să-i mai las ca să nu mi se strice. Deși se anunța o zi călduroasă, tot înorat este și am pus la spălat, oricum hainele se usucă, dacă nu mai plouă se usucă, dar speram să fie soare, se usuce și mai repede. Vă mai arăt aici dovlecei. Ia uitați dovlecei. Deja am cules o tură. Și acolo a început să înroșească roșiile în solar. Aici sunt cartofi. Aici alți dovlecei. Alți dovlecei. Și acolo s-a făcut mare. Aici are bunica porumb pentru fiert. Aici bostani plăcintari. Au fost bunici. Vai, dar ce mare e! Ce mare e! Și acolo de ce e galben? Hai, de ce-s galben? Alt soi. Ai, alt soi. Dar și frunze și alte aici. Și mai aveți o grămadă de flori aici. Da, flori. Vai, dar ce s-o lungit. Aici ocupa tot. Aici au pus bunicii fasole. Alt soi de fasole mai târziu. E de alea mov? Peste e verzi. Uh-huh. Dar sunt foarte mari așa peste. Dar încă n-au flori. Nu, de, n-au florit. Da, da, mai încolo. E, asta e pus ultima mai târziu. E bine galben. Și aici e pătrunjel și bunicii țin sămânță. Să se facă sămânță. Ok, albinile îl polinizează. Noi aici, la noi în grădină, avem o recoltă foarte faină de pepeni. La bunici acum au început să se facă, dar la noi chiar sunt foarte faini. Aici avem pepeni galbeni, se vede acolo, și acolo, și acolo unul, mai mărișor. Iar verzi avem foarte mulți. Și de la zi la zi sunt din ce în ce mai mari. Avem două soiuri aici. Mai lunguieți așa și mai rotunzi. Vedem cum or să fie când o să se coacă. Bineînțeles că mai durează, dar plecat. Chiar poftim? Da, și aici sunt trei, unul lângă altul. Ia uitați. Da, da, fără să-i fi stropit cu ceva, fără să fi pus ceva îngrășământ, pur și simplu apă și atât. Ceea ce vă dați seama, e o bucurie pentru noi să mâncăm pepeni din grădină la noi. Doar așa. Iar pepeni noi nu punem de mult. Cred că anul trecut a fost primul an, nu? Am luat anul trecut am câteva firii luat rare și am încercat, am văzut că se fac. Am mâncat anul trecut pepeni din grădină și anul ăsta am luat mai multe fire și am pus și la noi și la bunici în partea cealaltă. Și vă dați seama că dacă avem spațiu să-i punem și se fac, de ce nu? Că oricum pepeni mâncăm foarte mult și cumpărăm. Ia uitați-l pe acesta ce mare e, doar că mai trebuie plivit printre ei, că mai au buruiană. Eu vreau să-mi iau puțin mărar, mă duc să-mi pun castraveții, să-i spăl și să-i pun în borcane și eu să-i pun cu mărar.
Am luat crenguțe de vișin și o să mai pun usturoi, un pic de morcov. Și atât vă mai arăt. Eu am avut la mine în grădină, mi-am pus două tipuri de dovlecel. Zucchini galben și zucchini verde. Și din cel verde mi-a ieșit un singur fir. S-o erbicidat din greșeală și ăsta, portocaliu galben, a plecat. Și a început să se facă dovlecei galbeni. Aici am trei fire și două, au fost cinci, două le-am mutat în altă parte. Vedem cu ce să încep. Mi-a adus Rare și o găleată plină cu vișine. Am zis că vreau să le scot sâmburii și să-i pun în caserole la congelator. Am început deja să spăl și să pregătesc caserolele. Și castraveții. Cred că o să mă apuc să spăl castraveții și să îi pregătesc. Borcanele le-am băgat în mașina de spălat să mi le spele bine. Și urmează să mă ocup și de ele. Hai să aduc castraveții. Să mă apuc să-i spăl. Mi-am spălat castraveții, mi-am pregătit. Acum aștept să mi se deschidă mașina de spălat ca să scot borcanele și mă apuc să spăl vișinele. Nu știu încă dacă să mă ocup de vișine mai întâi. Oricum o să sar pe aici numai suc de vișine. Dar cred că o să fac toată operațiunea aceasta în chiuvetă. Și cu castraveciorii spălați, numai le fac saramura și mă ocup și de ei. Bun, mai am de curățat vișine, dar am aici două boluri. Le pun în caserole. Pe acestea mai am o parte, dar am făcut o pauză pentru că trebuie să gătesc ceva. Este 4 și trebuie să mâncăm și noi ceva de prânz. Cam așa arată vișinele. Nu vă mai arăt ce suc am și ce am stropit. Bine, nu foarte tare, dar oricum s-a stropit. Poate îmi blochează YouTube-ul clipul cu atâta suc dintre acela de vișine. Mai am și aici. Mă gândesc că din sucul acesta care o să rămână aici să-l fac așa cu puțină miere și cu apă minerală. Gata, le pun la
caserolele, le pun în congelator și le-am scos sâmburi ca să le pot folosi, să mai fac prăjituri, smoothie-uri la iarnă sau să le mâncăm așa pur și simplu, dar nu am vrut să le las cu sâmburi și de asta le scot. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Am pus așa două caserole. Dacă aș reuși să păstrez caserolele de la înghețate mereu, m-ar ajuta foarte mult, dar le arunc de obicei. Iar aici pe acestea le-am pus la scurs. Aici sunt sâmburii. Și vreau să fac un pan de șpan. Dar mai am încă două boluri de curățat și cred că pe acelea o să le fac totuși un pic de dulceață. Că mai sunt destul de multe. Și vreau să pun să gătesc. O să fac un orez cu un pui cu legume. Am un piept de pui în frigider. Și o să-l fac așa cu ardei, cu morcov, cu ceapă și mă duc să-mi aduc câteva ouă de la soacra mea, pentru că nu mai am decât un singur ou pentru pan de șpan, dar vreau să filmez, tot uit să filmez și tot fac câte ceva și uit. Și bebele meu e super activ, se mișcă în continuu, deci se mișcă în continuu, cred că o să trebuiască să iau o mică pauză, că sunt în picioare de multe ore, dar se mișcă foarte tare. Am cerut un pic de usturoi verde să pun la murături. Ce faci, uite-o? Ții, mama! Oto? Ții, mama!
se pare că nu mai am voce deloc și m-a luat o tuse. Rareș cu Filip au plecat cu tractorul, s-au dus să baloteze, cred că o să cosească, cred că și-o duce la părinții mei. Am terminat mâncarea, o să mai stau 20 de minute de mănânc, puțin obosită. Aseară m-am culcat la ora 1 și nu mai dorm la amiază acum, ca atunci când eram în trimestru 1, pentru că nu mai reușesc să mai dorm noaptea dacă dorm la amiază. Dar o pauză fac, după care mă duc să termin cu vișinele, fac acel pandișpan cu vișine pentru diseară, fac un pic de ordine în bucătărie, mai am o mașină de haine de întins, mă duc să pun castraveții la murat și cred că cam atâta pe ziua de astăzi. Așa arată mâncarea mea. Mi-am pus să mănânc, că mi-este foarte foame. Am făcut un orez simplu și acel pui cu legume. Și cam așa arată masa mea. Mi-e foarte foame. Cam așa de ciufulită sunt. Mă pregăteam să mă ridic. Dar bebele meu are program de mișcat. Se mișcă foarte tare, foarte, foarte tare. Și stăteam ieri aici pe canapea și mi-am dat odată cu picioarele de mi s-a făcut pielea de găină. Eu am vișine pe mine. Au venit Rareș cu Filip și au mâncat și mi-au adus o floare. Floare sale. Este prima floare sale lui înflorită aici la noi în zonă, pe care o găsit-o ei, bineînțeles. Posibil să mai fie. Dar Filip știe cât de mult iubesc eu floare soarelui și abia aștept să fie multă și să-mi aduc des, să-mi o țin așa în vază. Îmi place maxim. Superbă este. Și am pus-o într-o sticlă de lapte, că n-am avut în ce să o pun și o să-i caut eu o vază, dar ca să nu o las să se plioștească, am pus-o așa în apă. Terminat de pus castraveții la murat, am să-i dau deoparte, mă apuc să-mi strâng din bucătărie, să-mi fac curățenie și să fac acel pandișpan, dar nu mai filmez rețeta. Am să vă las rețeta în descriere sau nu știu, am să caut o rețetă pe internet, cu toate că eu știu că am făcut anul trecut ceva pandișpan cu vișine și o ieși foarte bun. Am să caut rețeta să văd dacă o găsesc, dar nu mai filmez, oricum nu mai am nici baterie. Și apoi mă mai ocup de vișinile de acolo, să le scot sâmburii. Mă duc să mai întind o mașină de haine și atât, nu mai fac nimic pe ziua de astăzi. Altă tavă nu am avut la îndemână decât pe aceasta de tort. Mă duc să bag pandișpanul la cuptor. Ca să vedeți, m-am răzgândit. Mi-a ieșit prea fain așa că am blat, așa că am tăiat în trei. Vișinile rămân așa prin blat, ceea ce e foarte fain. Și am să fac o cremă, o cremă de brânză, am aici frișcă, un pic de zahăr pudră, o să pun puțin lămâie, puțin esență de vanilie și o să însiropez cu sirop dintre ăsta de vișine. Am pus zahăr ca să nu mai fie acru
Și mai am câteva vișine aici pe care am să le pun printre. Așa că fac un mic tortuleț. Nu vi-l mai arăt acum. Nu vă mai arăt acum tortul, nici nu mai filmez nimic. Mi-a intrat o muscă în cadru. Atât mai fac. Mai am o tură de vase la spălat. Mă duc să mai întind o tură de haine. Mi-am făcut curățenie la bucătărie. Am terminat de curățat vișinele. Le-am pus cu zahăr ca să le fac mâine dulceață. Casa mi este curată. Nu știu dacă mai mâncăm ceva în seara aceasta, că am mâncat cam puțin. Și s-ar putea să mai, nu știu, dacă fac o salată de roșii și de castraveți sau ceva. Termin tortulețul și cam atât. Mă apuc să editez vlogul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Am făcut destul de mult în vlogul de astăzi, nu știu cât am și reușit să filmez. Dar eu mi-am cam făcut ce mi-am propus să fac. Mâine nu cred că o să mai am așa de multă treabă, dar astăzi a fost asta cu vișinele, cu castraveții. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine. Sper să fiți și mâine. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o zi superbă. Ne revedem mâine.